Printre proiectele care se află în curs de finalizare la Schitu Golești se află și cel pentru persoanele defavorizate, soluții concrete pentru probleme reale. Finanțarea a fost obținută prin programul operațional Capital Uman și în momentul de față, după realizarea celor 30 de branșamente la curent electric, în cătunul Rudari se va trece la efectuarea instalațiilor interioare. În maximum 50 de zile, acestea vor fi realizate și astfel toți locuitorii acestei zone vor intra în legalitate în ceea ce privește energia electrică. O altă lucrare pe care o vom realiza în circa 50 de zile, așa cum se știe, avem un proiect care este acum în partea finală, pe focus, soluții concrete pentru probleme reale. S-au realizat 53 de branșamente electrice și acum evident că se vor face acele lucrări de instalații interioare, care înseamnă de fapt racordul de la blocul de măsură care este montat în fața proprietății, plus conductorii care merg la locuință, plus 4 prize, plus becuri și așa mai departe. Lucrarea este de 150.000 de lei, o firmă din Craiova a fost interesată și a câștigat această licitație, deci în 50 de zile trebuie să realizeze aceste lucrări de reparații electrice interioare. Asta era unde? La rețeaua? Unde... Nu, e vorba de gospodăriile populației care fac parte din acest grup vulnerabil. Da. Este vorba de Cătunul Rudărie. Da. N-aveau lumină până acolo făcut? Aveau, dar erau instalații, să zicem așa, făcute mai mult artizanal. Să știe că în general proprietarul mai vechi avea o casă și branșament la curent, în spatele lui s-a mai făcut o casă sau poate chiar două, erau trase fire empirice și așa cum se știe a fost și un accident nedorit acum vreo 15 ani, cineva a murit electrocutat. Deci cu această investiție îi punem cumva în legalitate, fiecare cu branșament propriu, cu instalație electrică modernă și așa mai departe. Și căminul cultural de la Schitu Golești a fost finalizat și este funcțional. Aici se desfășoară în prezent ședințele de consiliu și se caută finanțare pentru dotările necesare. Căminul cultural de la Schitu, el este funcțional în momentul de față. N-am reușit să facem așa o inaugurare, să zicem, datorită condițiilor pandemice. Ședințele de consiliu le ținem acolo pentru că spațiul este generos. În momentul de față finalizăm achizițiile pe dotării, o să mai solicităm la CRFIR Târgoviște ultima tranșă de plată de 1,2 milioane lei, bani pe care noi am plătit constructorului, evident, dar urmează să-i recuperăm pentru a reîntregi, să zicem, bugetul de dezvoltare al comunei Schitu Golești. Alte două proiecte sunt depuse la Compania Națională de Investiții. Este vorba despre construirea a două poduri peste râul Târgului, necesare pentru a lega gospodăriile de pe un mal și altul ale râului.